Domnilor, mi este greu să spun lucruri noi după Irina Petraș, care a făcut un portret foarte just și foarte exact profesorului Mircea Popa. E limpede că dacă Mircea Popa n-ar fi existat, el trebuia inventat, fiindcă nu putem să ne imaginăm Clujul literar fără acest om care este un monstru de erudiție, care sigur se confundă cu prietenul nostru fermecător și cu colegul de Uniunea Scriitorilor. Mircea Popa este în același timp un om de o productivitate ieșită din comun. Cred că nu există lună în care să nu publice vreo carte. Singurul care îl concurează din acest Cluj intelectual, cred că este colegul de universitate, profesorul Constantin Cubleșan. Însă mărturisesc că eu, fiind un apropiat al lui Mircea Popa, îl citesc nu numai cu mintea, ci și cu inima, fiindcă orice carte de-a domniei sale este un teren de descoperiri și de revelații. Cartea aceasta are un titlu care s-ar fi putut schimba, fiindcă nu este numai o traversare intelectuală a Europei, a Europei culturale, de la nord spre sud. S-ar fi putut numi la fel de bine de la sud spre nord sau de la est spre vest, fiindcă curiozitatea intelectuală a lui Mircea Popa nu are limite și nu cunoaște frontiere.